foarte complicată. Nimic. Mie mi s-a părut că Mihai l-a atins în mână pe Matei și dacă cred că dacă varul funcționează normal, gol Tamaș! 1-0! Gol înscris de Gabi Tamaș! Prima reușită a Petrolului! De la revenirea Liga 1 aparține veteranului stopper Gabi Tamaș! Minutul 62, 1-0! Vă spuneam, cred că mod normal trebuia chemat, dacă varul funcționează normal, trebuia chemat să vadă Bursan faza respectivă, dar pentru că nu are importanță, pentru că Tamaș înscrie. Denis Ciobotariu, cei doi au fost colegi, la să ducă la voluntar, este cel care îl ia în marcaj, dar nu îi rezistă. Nici măcar nu reușește să-l deranjeze. Și este 1-0 pentru Petrolul. Ce gol pentru Gabi Tamaș. În minutul 62. Nu mai scrisese din decembrie anul trecut, atunci când punta într-o victoria voluntarului la Craiova.